Deci aici nu ne jucăm cu transfer de proprietate, ci dreptul de la Consiliul Județean la Oate Ploiești, pentru că vrea, nu știu cine, primarul sau cineva. Ne gândim la o soluție viabilă care să... Bugetul municipiului Ploiești nu are capacitatea financiară de a susține funcționarea centrului. Vorbesc de costul de operare, costul de mentenanță și costul de investiții, domnule președinte. Deci aici nu ne jucăm. A ține totul într-o mână e vorba de gestiune și de management, care nu are legătură cu proprietatea asupra infrastructurii respective. Dumneavoastră, acum, prin completarea proprietății asupra terenului, veți accesa 20 ceva de milioane de euro pentru reabilitarea transportului primar între Braz și Ploiești și mai avem deja prin hotărâre de Consiliul Județean, dacă vă amintiți, niște bani europeni alocați pentru schimbarea răzătoarelor la cazanul de la grupul 5, cel mai important grup în cogenerare din CET. Deci Consiliul Județean ne pare câteva 10 de milioane de euro și are capacitate financiară de a face din CET-ul ăsta o infrastructură modernă. Chestiune pe care, cu toată dragostea pentru municipiul Ploiești, bugetul orașului nu poate s-o ducă. Deci punctul 2, rugămintea mea, haideți să ne mai gândim la el. Important în momentul ăsta să găsim o strategie. Mulțumesc!